scandalurile ultimilor 2 ani care l-au propulsat pe omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu pe primele locuri în topul celor mai mediatizate persoane din România. Trebuie să fac o precizare telespectatorilor care ne urmăresc, pentru că s-au vehiculat foarte multe informații legate de această emisiune. S-a vorbit de o casetă înregistrată între Crăciun și Anul Nou și, mă rog, multe și alte variante. Emisiunea are loc în direct, e transmisă în această seară, 7 ianuarie 2002, orele 22:07. Am făcut această precizare pentru că s-a vorbit, așa cum spuneam, foarte multă vreme de o casetă înregistrată. De asemenea, trebuie să fac precizarea din capul locului. Aici, emisiunea din această seară nu are loc în studioul Antenei 1. L-am invitat, așa cum am promovat această emisiune zile de rândul pe postul Antena 1, l-am invitat în această seară la Antena 1 pe domnul Sorin Ovidiu Vântu. Bună seara, domnule Vântu! Bună seara, domnule Ducă, bună seara, stimați respectatori! Prima întrebare. Ați făcut câteva declarații înainte de Anul Nou, în care spuneați că veți apărea după Anul Nou la un post de televiziune. La fel, înainte de a spune care a fost motivul care v-a determinat până la urmă să aveți această apariție televizată, în premieră, cum am anunțat, am purtat mai multe discuții pentru participarea dumneavoastră la emisiune. Nu știu, prima tentativă de a vă invita la emisiune a fost, dacă mi-aduc bine aminte, odată cu declanșarea scandalului FNI, în anul 2000, atunci a spus că nu, ați refuzat cumva participarea, a spus că nu vreți să apareți deocamdată. La sfârșitul anului trecut, în 2001, deci, în luna noiembrie, dacă mi-aduc foarte bine aminte și mi-aduc bine aminte, la fel v-am întâlnit și v-am solicitat participarea la emisiune și a zis că nu și a rămas că atunci când vreți să aveți această apariție publică, mă veți anunța. La jumătatea lunii decembrie m-ați sunat și m-ați întrebat dacă mai este valabilă invitația și am spus că da. Dumneavoastră ați spus atunci că ați vrea să apareți în ultima săptămână, v-am spus că toate emisiunile erau cumva, pentru că era sfârșit de an, erau fixate și atunci a rămas prima emisiune după Anul Nou, nespunând de atunci nici eu, nici dumneavoastră, care va fi data. Am vorbit după Anul Nou și am stabilit ca data emisiunii să fie 7 ianuarie, după care am început promovarea acestei emisiuni. Am făcut această precizare care era foarte importantă pentru telespectatori. De ce v-ați hotărât să apăreți în public, domnule Vântu? Mă simt dator față de salariații mei, față de copiii mei, față de tot cei care mă cunosc și în ochii cărora în ultimele luni a început să-mi fie puțin jenă să mă uit, ca urmare a unor campanii de presă absolut incredibile, care m-au transformat din punct de vedere mediatic într-un fel de monstru. Piazarea societății românești, coruptul, simbolul corupției societății românești, astfel încât am decis că este momentul să apar la un post de televiziune, să se vadă că nu sunt un monstru, sunt un normal, și să dau explicațiile pe care, din nefericire, nu le-am dat la timpul potrivit. Și nu le-am dat pentru că am apreciat, am avut încredere în permanență în bunul simț și în capacitatea de analiză a poporului român. M-am gândit că poporul român, cetățenii României, își vor da seama că este o campanie de presă concertată la adresa omului de afaceri Sorin Vântu, de ce și cum urmează să discutăm în seara aceasta. Și că nu este cazul să apar eu să dau explicații, pentru că tot la noi este și un proverb: cine se scuză și acuză. Îmi cer scuze pentru dicție, nu m-am obișnuit cu dantură încă. Deci, de aceea am apreciat că nu este cazul să apar nici în 2000, nici în 2001, dar lucrurile au luat o asemenea amploare, încât cred că este momentul să clarificăm problemele care au fost aduse în discuție de către mass media.
parte din mass media interesată, parte din mass media neinformată. Spuneți-mi, prima întrebare, aș vrea să intrăm direct în subiecte. Ați comandat asasinarea lui Cătălin Harnagea, fostul șef al CIA, asasinarea oamenilor de afaceri Dan Fischer și Costel Bobic, asasinarea ziariștilor Petre Mihai Băcanu și Dan Andronic? Pe domn pe rând? Vă rog. Domnul Cătălin Harnagea. Domnul Cătălin Harnagea este unul dintre cei care în anul 2000 au fost coautori la atacurile care s-au dat la adresa mea cu ocazia prăbușirii Fondului Național de Investiții. Într-adevăr, știe ca motive personale să nu-l apreciez în mod deosebit, dar cam atât. De aici până la asasinat este o cale foarte lungă. Nu eu sunt cel care dorește eventual să-l asasineze pe domnul Harnage, eu nu sunt un asasin. Știe dar mai bine dacă are ceva probleme de acest gen. În privința domnului Dan Fischer, domnul Dan Fischer m-a escrocat de 800.000 de dolari. Interesul meu este să trăiască, să mi-i poată da înapoi. În niciun caz să-l asasinez. Eu sunt om de afaceri. Există acte, apropo de această afirmație, cu 800 de... Eu nu-mi permit niciodată să fac afirmații fără a avea documente în spate. Este un demers inițiat pe calea justiției. Justiția dă spune cuvântul într-o perioadă de timp. Domnul, cine a mai fost? Am zis Dan Fischer, Costel Bobic, ziariștilor Petre Mihai Băcanu și Dan Andronic. Domnul Costel... Întrebarea mea pleacă, iertați-mă... Numai puțin, vă rog. Vă rog. Clarificați, e intrat un număr de personaje. Nu, nu, întrebarea mea pleacă din acele, să spunem, stenograma unei casete prin care dumneavoastră ați fi comandat asasinarea celor pe care i-am amintit. Domnul Tucă, fac o mică rectificare, o mică precizare. Vă rog. În acele casete nu apare nicăieri Sorin Ovidiu Vântu. Habar n-am dacă acele casete sunt reale sau nu sunt reale. Dacă doriți casete înregistrate, vă pot face casete înregistrate cu toate personalitățile din România, dar toate trucate. Este cel mai simplu lucru din lume și specialiști o pot spune. Faptul că eu aș fi comandat un asasinat este enunțat de către domnul Petre Mihai Băcanu în ziarul România Liberă. Aceasta este rectificarea pe care vreau să o fac. Revenim la personaje. Domnul Costel Bobic. Cine e domnul Costel Bobic? N-ați avut nicio legătură? N-ați avut... N-ați fost partener în vreo afacere? Sau? Partener nu am fost. Îl cunosc pe domnul Costel Bobic, evident. Dar cine este dumneavoastră? Îi dorească cineva moarte. Eu cred. Domnul Dan Andronic. Un tânăr ziarist. Un tip cu foarte multe calități. Și cu multe defecte. Dar în niciun caz nu a comis acte de atât de mare abjecție încât să merite să fie asasinat. Am enunțat. Am enumerat persoanele incluse în acea listă. Și, domnul Tucă, erau cam mulți să fie uciși de pe motoretă toți. Nu ți se pare? De pe motoretă? De ce de pe motoretă? Păi așa eram în transcrierile cele, motoscooter sau motoretă, ceva de genul. Ați avut relații de afaceri cu domnul Cătălin Harnagea? Nu, niciodată. Dar spuneați că nu merită un glonț. Dar ce merita? Și spuneați că domnul Cătălin Harnagea, pe vremea când era șeful CIA, bănuiesc, pe vremea aceea v-a adus la prăbușirea femeiului. Cum adică? Cum? Nu că a adus la prăbușirea femeiului. Domnia sa a făcut presiuni puternice ca numele meu să fie legat de prăbușirea femeiului. Asta am afirmat eu. Nu am spus că nu merită un glonț, am spus că nu sunt eu acela care l-aș asasina. Aceasta a fost expresia mea. Dar o să revenim mai târziu de ce asasin, Sorin Vântu asasin. Face parte dintr-un plan ceva mai larg. De ce Sorin Vântu asasin? Da, de ce mi s-a pus și această etichetă. Care sunt relațiile dumneavoastră cu șefii serviciilor secrete din România? Mai ales că este recunoscut faptul că mulți dintre angajații de la firmele dumneavoastră au lucrat în serviciile secrete, chiar în fosta securitate. Domnul Marius Tucă, la un moment dat, grupul Gioșor număra circa 8.000 de salariați. Între acești 8.000 de salariați am avut 47 de foști ofițeri de securitate, poliție sau alte servicii de informații. Nu există instituție financiară în lumea aceasta care să nu angajeze ofițeri de informații. Pentru pensionați. Pentru protecție internă. Dar vreau să vă fac o mică confesiune, dumneavoastră și telespectatorilor. Cât am avut încredere și am lucrat cu ofițeri de securitate, poliție sau alte servicii, probleme majore aici nu au fost. Când am avut încredere în alții, au apărut și probleme.
Ce legătură aveți cu directorul SRI, domnul Radu Timofte? Există vreo legătură între dumneavoastră și domnul Radu Timofte? Evident. Domnul Radu Timofte mi-a fost și mi este, bă, place să cred, mi este în continuare prieten. Suntem prieteni de foarte multă vreme. Înainte de toată zbaterea asta politică, de dinainte de toată zbaterea asta politică, am fost coleg de liceu cu soția domniei sale. În momentul în care a fost numit șef al Serviciului Român de Informații, din delicatete și cunoscând bine care sunt situațiile, am preferat să întrerup contactul cu domnul Radu Timofte. I-am spus acest lucru, a fost de acord. Ne-am mai întâlnit o singură dată în Delta, când era cu o delegație mare de tot felul de personalități străine, tot din Serviciul de Informații. I-a apucat o ploaie cumplită și stase ca și barca. Și au venit la mine pe ponton, s-au dezghețat, le-am pregătit două bărci și s-au dus pe pontonul lor, care era pe un cu totul alt braț, aproape 40 de km distanță. Cam astea sunt relațiile mele cu domnul Timofte și până își va termina domnia sa mandatul, nu voi încerca să iau contactul cu dumneavoastră, pentru că prietenii rămân dincolo de funcții, dincolo de situații și conjuncturi. Spuneți-mi, l-ați amenințat pe Mihai Iacob, directorul executiv de la Dramiral Grupe SA, că îl veți împușca? Nu. Aici, nu practic asemenea gen de amenințări, pentru că nu sunt un asasin, domnule Tuc. Dar cine este Mihai Iacob? A fost partenerul dumneavoastră de afaceri, totuși. Este cel căruia i-ați vândut trustul de presă. Dar vom ajunge și acolo. Cine este? Când, de când sunteți parteneri sau când ați început afacere cu domnul Mihai Iacob? Domnul Mihai Iacob este un om de afaceri din vasul lui. Istet. Răzbătător. A ajuns în București. Ne cunoaștem de foarte mult. A ajuns în București. Am intrat în afaceri cu dumnealui. O perioadă afacerilor a mers bine. Brusc, lucrurile s-au schimbat. În ce an ați intrat? Ați început afacerile cu domnul Mihai Iacob? Afacerile mai serioase am început de anul trecut cu dumnealui. Dar era o legătură de mai multă vreme cu domnul Mihai Iacob? Ne cunoșteam de mult. Bun, și de ce s-au stricat relațiile dumneavoastră cu domnul Mihai Iacob? Toate acestea... vor fi deslușite în prealabil în fața autorităților organelor de anchetă din România, de-abia după aceea vi le pun dumneavoastră la dispoziție ca și răspunsuri. Nu vreau să încurc mersul unor anchete. Da. Știți cine se află în spatele domnului Mihai Iacob? Există anumite persoane de influență care se află în spatele lui Mihai Iacob? Sau de mersul pe care? Evident că există. Dar despre aceste persoane vom vorbi altă dată. Deci ne veți spune altă dată, nu acum, care sunt persoanele care stau în spatele lui Mihai Iacob? De exemplu, cele două, una dintre cele două persoane, să-și uite la televizor și vom discuta altă dată. Una dintre cele două persoane. Nu ne puteți spune cine sunt cele două persoane? Săptămâna viitoare. Domnul Mihai Iacob este doar cel care este în față, paravan, sau? Nu am spus că este paravan, ferească Dumnezeu. Este un de afaceri, este un sătător cu picioarele domniei sale, dar probabil că a primit niște asigurări care l-au împins să facă ceea ce a făcut. De la două persoane pe care ni le veți spune la un moment dat. Fără discuții. Spuneți-mi, cu ce oameni politici ați făcut afaceri? Afaceri nu am făcut cu niciun om politic. Dar ați avut relații cu oamenii politici, cu oameni politici sau cu autorități ale statului care v-au ajutat în desfășurarea afacerilor? Deci, domnul Marius Tucă, haideți să clarificăm un lucru. Vă rog. Eu sunt un om de afaceri român. Sunt operator în principal pe piața financiară românească. Întrebările, genul acesta de întrebări, pe care le puneți dumneavoastră, pe care le pune presa română, sunt întrebări care decurg dintr-o morală depășită, dintr-o moralitate depășită. Noastră ne-ai judecat pe noi anului de afaceri după niște norme comuniste, domnule Marius Tucă. În Occident, lucrurile acestea s-au rezolvat legalizându-se instituția de lobby. În România el este încă, face parte din codul penal, se denumește trafic de influență. Adică dacă un om important din România sprijină o idee, sau sprijină o afacere, el este automat clasificat de un traficant de influență și este supus unor legi staliniste, domnule. Nu puteți judeca capitalismul cu legile comunismului, domnule Marius Tucă. Dar este stalinist sau comunist ca acești oameni, după ce susțin o idee capitalistă, să fie plătiți? Distinse, domnule. În mod normal, da.
Un om care prestează un serviciu, e normal să fie plătit. Nimeni nu muncește gratis pe nicăieri. În România, în schimb, nu poți da bani unui politic, pentru că automat intri în acel sistem de corupție despre care vorbește toată lumea. Cunosc din natura afacerilor mele, prin natura ceea ce și eu să fac. Cunosc foarte mulți oameni politici, dar nu înseamnă că am plătit oameni politici ca să îmi facă intervenții pe cine știe ce domenii. Deci eu nu am plătit niciodată oameni politici români, să fim foarte clari. Se încearcă să fiu transformat într-un simbol al corupției românești. Deci n-ați plătit niciodată, n-ați cumpărat oameni politici din România sau oameni, autorități ale statului, neapărat oameni politici? Este exclus cum să cumpără așa ceva. Nu e marfă de sinse, domnule. Spuneți-mi, care era averea dumneavoastră în decembrie 89? Un apartament cu 4 camere, chirie, proaspăt văruit și 3 camere mobilate. Care era averea dumneavoastră înaintea înființării Fondului Național de Investiții? Substanțială. $1 milion, $2 milioane, peste... Substanțială. Puteți să ne spuneți și să faceți așa o nuanță, ce înseamnă substanțial, înseamnă... Să facem diferența, domnul Tucă, între avere și capital. Ce capital aveți înainte de înființarea Fondului Național de Investiții? Circa $27 de milioane. Am înțeles. Câți bani ați investit, domnule Vântu, în Fondul Național de Investiții? Circa 15 milioane. Și câți bani ați câștigat din Fondul Național de Investiții? $3 milioane și am pierdut și altul 10. Deci ați investit câte? Am 15, da. Și după 4 ani și jumătate, 5 ani, am scos $18 milioane, rămânând în fond cu încă $10 milioane. Deci, practic, eu, dacă aș fi investit banii aceștia în bancă, aș fi câștigat 7.800.000. Așa am câștigat numai 3 milioane. Deci, din Fondul Național de Investiții, dumneavoastră spuneți că ați câștigat cât? $3 milioane. Nu eu spun, documentele o spun. Spuneți-mi, vă rog, în momentul în care v-ați retras de la Fondul Național de Investiții, asta se întâmpla în 1997, da. Vă gândeați în acel moment că se va... V-ați retras banii pentru că vă gândeați că se va prăbuși acest Fond Național de Investiții? Eu nu mi-am retras banii în 97. Nu, v-ați retras mult mai târziu, în 2000. Da. În 99. Nu, când v-ați retras dumneavoastră, nu banii, corect. Deci, domnule, pe perioada cât a funcționat Fondul Național de... cât am avut un Fond Național de Investiții, în 97 a fost boom-ul pieței de capital românești. Banii din Fondul Național de Investiții erau plasați pe Bursa de Valori București, și profiturile erau substanțiale, creșterile erau substanțiale. În august 97 a început prăbușirea Bursei de Valori din București. Acest lucru s-a accentuat septembrie-octombrie, astfel încât era evident că nu mai pot fi făcuți bani pe Bursa de Valori București la maniera să întrețină un fond de investiții cu creșterile pe care le avea. Aveam 2 opțiuni atunci, să-l vând sau să-l închid. Am găsit client, l-am vândut, era normal. Conform datelor comunicate de Sovinvest și Ministerul Finanțelor, nu ați investit nicio sumă la FNI. Niciodată nu am lucrat pe numele meu, nicio operațiune. Dat fiind faptul că atunci când eu intru într-o operațiune, în momentul acela foarte mulți oameni din piață intră în operațiunile respective și se diminuează marja de profit. De aceea am lucrat întotdeauna pe alte nume. În cazul FNI-ului am lucrat pe numele unui prieten, Nicolae Popa, prieten și salariat meu. A fugit din țară, am înțeles, domnul Nicolae. Nu este fugit din țară, domnule, el nu este urmărit penal, nu este cercetat penal. Ați încasat suma de 472 de miliarde de lei, conform controlului efectuat de BCR, sucursarea sector 5. Circa $18 milioane, da. Deci ați retras acești bani. Da, evident. Pe ce dată? Cu cât timp înainte de prăbușirea Fondului Național de Investiții? Domnule, deci banii s-au retras în 99 și în 2000. Deci nu pot să spun. Deci ați retras și în 2000 atunci, cu, nu cu mult timp înainte de prăbușirea Fondului Național de Investiții? Nu este adevărat. Deci banii s-au retras până în anul 99 și pe parcursul anului 2000. Cu 2 luni înainte de prăbușirea fondului, deja nu mai o colună înainte de să prăbuși fondul, nu mai scos bani. Ultima retragere care a fost de acolo a fost coluna înainte de prăbușirea fondului. Da, de ce credeți dumneavoastră că vin aceste toate acuzații? Sunteți numit părintele Fondului Național de Investiții. Așa și este. Și toate acuzațiile din presă spun că dumneavoastră sunteți cel care ați dus la prăbușirea Fondului Național de Investiții. Ce s-a întâmplat? De ce s-a prăbușit Fondul Național de Investiții? Simplu, pentru că el nu a mai produs profit real.
La Fondul Național de Investiții, cei care veneau să-și răscumpere erau plătiți din cei care veneau să depună bani acolo, dat fiind faptul că nu mai erau creșteri. Creșterile anunțate erau date artificial, supraevaluându-se activele care erau în fond. Și dumneavoastră spuneți că pe perioada cât ați fost administrator la Fondul Național de Investiții erau creșteri. Nu spun eu, asta o spun toate documentele oficiale de la acea vreme. Adică nu existau atunci retrageri din depunerile celorlalți? Retragerile care erau făcute din creșterile pe care Fondul Național de Investiții le dădea investitorilor. Da, ne oprim puțin, urmează prima pauză publicitară și ne întoarcem imediat la discuția noastră cu domnul Sorin Ovidiu Vântu. We are fighting against centuries old problem. Hundreds of thousands of children are used as slave laborers. They were considered and treated worse than animals. I realized that somebody has to take initiative, somebody has to speak out. Each time I went to rescue children, it was really challenging, it was hard. Two of my colleagues were shot dead. I was attacked several times. But you have to go and keep on rescuing those children. Each time I bring a child to a mother back home, each time I feel more strong. We have freed tens of thousands of child bonded laborers in past 20 years. I'm very confident that the slavery has to go in my lifetime. Whatever your journey, keep walking. Da, continuăm emisiunea în această seară. Câteva titluri și din presa de mâine. Jurnalul Național de mâine. Mâine, 8 ianuarie 2002, premierul a cerut internelor dosarul Vântu Iacob. Adriana Stase spune că scandalul SOV aduce prejudicii României pe plan intern și extern. Tot din ziarele de mâine. Ofensiva anti-Vântu. Șeful guvernului dă semnalul politic către Ministerul de Interne. În ziarul Curentul putem citi. Spuneți-mi, când ați vândut trustul de presă Curentul Monitorul domnului Mihai Iacob? Anul trecut. Poftiți? Anul trecut. De ce ați făcut acest lucru? Domnule, nu mi-aducea niciun ban, din potrivă mi-aducea o pierdere substanțială. În momentul în care prietenul meu, avocatul Ionica Chelaru, care era proprietarul, care este proprietarul grupului Gerson, mi-a reclamat acest lucru, am decis să-i recomand vânzarea trusului de presă. O toată perioada cât mi-a aparținut trusul de presă, deci trusul de presă era vândut cu mult înainte, domnule, el aparținând grupului Gerson. Dar eu sunt cel care a negociat aici, în București, cu domnul Mihai Iacob. Deci, niciodată nu am folosit acest trus de presă pentru a-mi ataca dușmanii sau pentru a-mi, mă rog, aduce oarește ce foloase pe plan de imagine. Am gândit să construiesc un trust de presă obiectiv în România. Din nefericire, pierderile erau atât de mari, încât ar fi fost sinucidere curată să mai fie ținut. Deci nu folosea la absolut nimic. Și în momentul ăsta, în ce relație sunteți cu, să spunem, cu redacțiile de presă de la Monitorul și Curentul? S-a întâmplat un lucru previzibil, aceste redacții răspund comenzilor noului proprietar, mi se pare normal. Cele mai virulente ziare în ultima vreme împotriva mea atât de România Liberă sunt Curentul și Monitorul de București. În ciuda faptului că aceste ziare se trag încă la tipografiile mele, lucrează pe baza mea logistică, oameni din aceste ziare locuiesc în apartamentele mele și în continuare, lăsați lucrurile să meargă așa. Dar mi se pare normal, e o relație comercială. Plătesc. Cine plătesc? Deci plătesc la tipografia dumneavoastră și toate astea. Am crezut că le puneți la dispoziție. Domnul Mihai Iacob susține că are înregistrări cu dumneavoastră. Dumneavoastră aveți înregistrări cu Mihai Iacob. Și de ce a fost nevoie să se ajungă la aceste înregistrări? Domnul Tucă, eu nu am înregistrat în viața mea absolut nimeni pe reportofon, nu am ocupat de asemenea lucruri. Deci toți dușmanii mei pot fi liniștiți, nu sunt înregistrați pe casete făcute de către mine sau de către alții. Domnul Iacob, este posibil să aibă înregistrări cu mine,
dar în niciun caz nu sunt în registrări compromisătoare la adresa mea. Discuții de afaceri absolut normale. E adevărat că fosta soția dumneavoastră a devenit soția domnului Mihai Iacob? Nu. Fosta soția mea era verișoară cu domnul Mihai Iacob. S-au făcut presiuni colosale să fug din țară, spuneți dumneavoastră într-un interviu. Nu numai că n-am fugit din țară, dar n-am plecat din biroul meu. Eu am rămas aici să mă bat, convins fiindcă până la urmă voi reuși să dovedesc faptul că nu am nicio implicare penală în prăbușirea Fondului Național de Investiții. Că n-am niciun fel de implicare finală în frauda care s-a petrecut acolo. Dacă a fost o fraudă. A fost sau nu a fost o fraudă la Fondul Național de Investiții? Puteți să ne spuneți acum, după ce a trecut atâta timp? Domnule, specialiștii pot spune acest lucru. Fiind un joc piramidal, marea gaură s-a format acolo ca urmare a răscumpărărilor care s-au făcut. Nu știu, nu am elemente. S-au și furat 50, 100, 200 de mii, 300 de mii de dolari. Dar în niciun caz suma care lipsește de acolo. Suma care lipsește de acolo lipsește ca urmare a răscumpărărilor făcute pe niște bani care nu erau reali ca și creșteri. Deci ăsta e esența jocului piramidat. Spuneți aici că s-au făcut presiuni colosale să fug din țară. Nu. Cine v-a făcut aceste presiuni? Cine se află în spatele celor care v-au amenințat acum când ați hotărât să ieșiți de la televiziune? A spus mai devreme că există cineva care v-a amenințat. Cine sunt cei care v-au cerut să fugiți din țară? Cine sunt cei care v-au amenințat? Spuneați la începutul emisiunii că nu, cineva ține cu tot din adinsul să vă facă asasin. Cine? Domnul Marius, se încearcă construirea unei imagini de mafiot din Sorin Ovidiu. Sunt asasin. O dată. Doi. La mine în apartament, în casă, sunt doamne care sunt fotografiate ieșind din cadă. Deci, afemeiat. Deci nu m-au făcut încă. Corup lumea politică. Mă ocup de asasinate. Toate astea înseamnă afaceri necurate în totalitate. Toate astea înseamnă imaginea unui mafiot. Cine e în spatele acestei campanii de care vorbiți dumneavoastră, în spatele acestei campanii care vrea să vă facă asasin politic, asasin financiar politic? Despre problemele politice care există vom discuta în emisiune viitoare. Și despre adevărul. Facem un serial așa cu mai multe emisiuni și ne spuneți atunci de chestiunile politice. O să vă spun mai multe lucruri. Mi se pare corect să facem mai multe episoade. De chestiunile politice. Dar spuneți-ne cine se află în spatele acestei campanii care vrea să vă facă asasin. Nu de. La următoarea emisiune vom destelini și acest teren. A existat o relație între angajatul dumneavoastră, Dan Androni, și soția dumneavoastră? Relație la ce vă referiți? O relație care a dus la divorțul dumneavoastră. De Angelica Vântu. Fiți mai concret puțin. A existat o relație intimă între soția dumneavoastră și Dan Andronic? Nu, acel gen de relație nu a existat între cei doi. Atunci de ce s-a ajuns la divorț? Asta a fost, care au fost motivele care au dus la divorț? Dom'le, am dat un interviu într-un ziarul național, dacă nu mă înșel, da. În care am clarificat aceste lucruri. Vă rog să mai faceți o dată. Da. Absorbit de afaceri, mi-am neglijat cu adevărat soția. A fost un gest de disperare pe care l-a făcut. Atunci de ce tot acest scandal din presă? De ce, dacă v-ați neglijat soția, putea să divorțați în mod elegant sau în mod liniștit? Soția dumneavoastră a cerut o parte din avere, a spus că o parte din banii pe care i-ați luat dumneavoastră din sutele de miliarde o să-i dea depunătorilor FNI și așa mai departe, păgubiților FNI. De ce s-a ajuns la acest scandal? A fost modul de a-mi atrage atenția. Modul de a vă atrage atenția? A făcut-o fără să fie împinsă la spate de cineva, fără să-i sugereze cineva tot acest scandal mediatic? Practic, săptămâni de-a rândul, prima pagină a ziarilor a fost ținută cu scandalul de divorț. Acolo s-a apărut pentru prima dată și averea dumneavoastră. Toate bunurile dumneavoastră. Despre echipa de zgomote din spatele soției mele a scris în ziarul Evenimentul Zilei un jurnalist, domnul Dan Badea, care a avut și dovezi și care a arătat că s-a creat o echipă cu domnul Bogdan Teodorescu, domnul Dan Andronic, domnul Mirel Curea, care au organizat toată această mascaradă. De ce? Poftiți? De ce? Până motivațiile domnilor lor îmi scapă. Deci dumneavoastră spuneți că soția dumneavoastră
a fost influențată de domnii pe care ați amintit mai devreme. Discutam despre scandalul mediatic, despre toată urâțiunea din presă. Bun, astăzi fosta dumneavoastră soție a spus că renunță la partea de avere care i s-ar fi cuvenit din averea dumneavoastră. Cum comentați acest demers? Este o doamnă generoasă. Poftiți? Dă dovadă de multă generozitate. Unde este copilul dumneavoastră? A rămas în custodia soției? Vă judecați? Care este situația în acest moment? Nu este ușor superflu o problemă a copilului nostru, dat fiind faptul că fiul nostru studiază la Londra. E la școală la Londra, probabil va sta acolo până își va termina toate studiile. Are prea puțină importanță cui va fi încredințat din punct de vedere formal copilul. Copilul ne iubește pe amândoi și amândoi îl iubim pe el. Credeți că mai există vreo cale de împăcare între dumneavoastră și soția dumneavoastră? Habar. Vă mai gândiți la o împăcare cu soția dumneavoastră? Până cu două luni, da. Acum sunt ușor confuz. Haideți să vorbim puțin despre Banca Română de Scont. Într-o declarație făcută de domnul Nicălescu, care a fost șeful acestei bănci, vorbește de dumneavoastră și spune așa: eu am scris o mare confesiune care începe așa: începând cu octombrie, ca să finanțez firmele din grupul Gelsor, am făcut o sumedenie de operațiuni fictive care au constat în credite acordate unor firme. Banii erau circulați printr-o schemă, așa și așa, pentru a finanța firmele din grupul Gelsor și ca să fac față cererilor de numerare ale domnului Vântu. Acesta, din urmă, era prețul pe care îl plăteam ca să salvez firmele din grupul Gelsor. Eu am descris toată operațiunea. Din septembrie, ca să pot să comprim portofelul de credite, pentru că erau niște credite care nu se întorceau. Care e întrebarea? Întrebarea, am spus-o mai devreme. E adevărat că ați umblat în conturile Băncii Române de Scont atunci când nu mai aveați nicio, să spun, nicio calitate? Asta spune aici. Spune că cererile de numerare ale domnului Vântu și pentru a finanța firmele din grupul Gelsor. Cu ce ocazie o Bancă Română de Scont care nu mai avea nicio legătură cu dumneavoastră să facă acest lucru? Sau încă erați proprietarul când îi șerați, așa cum susține, sau i-a șerut cererii în numerare? Deci, după cum v-am spus, acum un an și jumătate am vândut grupul Gelsor. Banca Română de Scont aparține, acționar majoritar la grupul Gelsor, la Banca Română de Scont era firma Gelsor. Eu am fost client la acea bancă și aveam banii mei în conturi la Banca Română de Scont. Evident că mi-am retras niște bani, dreptul meu, din banii mei. Dar nici pe departe rulajele care au fost făcute după aceea prin conturile mele. Oricum, în privința acestui lucru, am făcut o reclamă, o plângere penală, plângere penală pentru care sunt invitat mâine la poliție, pentru a da explicații mai largi, voi da explicații mai largi, în privința finanțeilor pe care BRS-ul le-a făcut firmelor din grupul Gelsor. Este o problemă pe care nu o cunosc, dar din câte știu, domnul Doru Nicolaescu a folosit în mod abuziv conturile companiilor din grupul Gelsor, ca și contul altor companii și persoane, fără asentimentul acestor. De ce a făcut aceste rulaje? Cum le-a făcut? Toate astea sunt lucruri de competență a poliției. Deci dumneavoastră susțineți că n-ați făcut nicio astfel de operațiune, să rezi. Susțineți că domnul Nicolescu a umblat în conturile dumneavoastră din momentul în care n-ați mai fost acționar. Nu din momentul în care n-am mai fost acționar. Deci domnul Doru Nicolescu... Dar din ce moment? Din momentul în care domnul Mihai Iacob a devenit proprietarul băncii? Nu fac această afirmație. Domnul Doru Nicolescu a umblat prin conturile mele, a tranzitat sume prin conturile mele fără aprobarea mea. Asta e afirmația pe care o fac. Și pentru asta ați făcut la poliție o plângere penală. O plângere penală. La cât se ridică sumele astea vehiculate fără știrea dumneavoastră? Sincer să fiu, încă nu știu, pentru că am cerut un extras la Banca Română de Scont astăzi, urmează să-mi fie dat și mă voi uita atunci care este dimensiunea totală acestor operațiuni. Deci în acest moment nu știți? Nu. Și mâine sunteți chemat la Direcția de Cercetări Penale pentru reclamația făcută de dumneavoastră, nu pentru altceva? Evident. Spuneți-mi, la banca, înființarea la Banca de dezvoltare, unde a fost președinte perioada domnul Văcăroiu, aportul de 131 de miliarde de lei pentru constituire, din ce surse a fost făcut? Se spune că suma de 131 de miliarde, suma care a constituit înființarea băncii, provenea din această sumă provenea din Fondul Național de Investiții.
din banii mei de la Fondul Național de Investiții. Absolut corect. Și nu era un, era vorba de un credit intern pentru... Acești bani nu înseamnă un credit intern pentru înființarea băncii? Ce înseamnă credit intern? Eu vă spun care sunt acuzațiile, că există, că e vorba de un credit intern, că n-au fost respectate condițiile legii pentru înființarea acestei bănci. Nu. Dat fiind faptul că banii erau pe numele domnului Nicolae Popa, așa cum am spus mai adineauri, domnii de la Banca Națională au spus că nu erau banii mei și că sunt banii împrumutați la domnul Nicolae Popa ca să constitui capitalul băncii. Dar acesta nu este. Presupunând că aș împrumuta bani de la domnul Nicolae Popa, n-aș fi fost banii mei, aș fi fost aitina lui și aș împrumuta ca să fac o bancă. N-are nicio legătură cu ceea ce se cheamă credit intern. La vremea aceea, plângerea penală făcută de BNR a avut substrat politic. Adică? Niciun fel de legătură cu realitatea juridică a faptelor pe care le incriminează Banca Națională a României prin doi reprezentante din ei. Ce înseamnă substrat politic? Cine? Vom discuta în emisiunea următoare. Mâine vă veți prezenta la Direcția Cercetări Penale? Evident. Evident. Care-i problema? V-am întrebat dacă vă veți prezenta. Domnul Tucă, unul din motivele pentru care sunt la această emisiune indirect, nu fug din România. Deci, nu sunt genul de om care să fugă de responsabilitate. Dacă am vreo responsabilitate, ok? Nu era vorba să fugiți. V-am întrebat dacă veți participa, dacă vă veți prezenta mâine la Direcția Cercetări Penale. Sunt cetățean al acestei țări, sunt invitat la poliție, mă duc la poliție ca să răspund la întrebările pe care domnii lor mi le vor pune. Dar apropo de campania de care vorbeați mai devreme, ați spus că într-o viitoare emisiune le veți spune cine stă în spatele acestei campanii. Dar ne puteți spune dacă este vorba de oameni politici, dacă este vorba de ziariști, dacă este vorba de autorități ale statului, servicii secrete? Domnul Tucă, haideți să lămurim un aspect. Ca să clarificăm și problemele astea politice, care se tot vehiculează. Vântul corupt pe toți oamenii politici, i-a cumpărat pe toți, a cumpărat poliție, a cumpărat parchet, a cumpărat... Mama naibii, ce n-am cumpărat eu în România? Dacă dumneavoastră a acceptat ideea că am cumpărat, am atâția bani, și că am cumpărat tot ce se poate cumpăra, câteva mii de oameni, pe orizontală și pe verticală. Dacă cineva din România poate accepta o asemenea idee, nu mai putem comenta de aici înainte absolut nimic. Dar dacă nu acceptăm această idee, că cineva poate cumpăra în România tot ce se cheamă personalitate, dacă nu acceptăm această idee, atunci ar trebui să citim cu mai multă atenție presa. Să vedem ce se întâmplă în presa română. Haideți, și în clasa politică română. Mai multe detalii despre clasa politică română v-am spus. Data viitoare. Acum, vreau doar să subliniez niște lucruri. Eu sunt un om de dreapta. Din familie, prin tradiție, sunt un tip de dreapta. Sunt un de mari susținători ai Uniunii Forțelor de Dreapta. Sunteți cel care a înființat acest partid politic? Nu. Partidul a fost înființat de domnii Varujan Vărdemian și Adrian Iorgulescu, doi buni prieteni de-ai mei. Sper să nu-i fie rușine că... L-a susținut financiar? Evident. Este un partid în care am crezut și în care cred. Nu neapărat ca partid, s-ar putea să nu fac propagandă politică aici. Cred în ideile dreptei. Îmi plac liberalii. Mi-au plăcut țărăniștii. Mi-a plăcut Emil Constantinescu. L-a susținut în campania electorală financiară? Domn, sunt un om de dreapta și cu asta am spus totul. Nu înțeleg de ce Partidul Social Democrat are idiosincrazie al mele vântul pentru că sunt un tip de dreapta. Nu înțeleg de ce anumiți membri acestui partid mă atacă pe aceste motive. A susținut toate partidele care au idei de dreapta sau candidații? Am spus că sunt un om de dreapta. Asta este afirmația pe care am făcut-o. Nu încerca să duce discuția mai departe. Păi, asta... mai permit uneori să duc discuția unde vreau eu, adică nu... Ce se întâmplă? Problemă. Anul trecut, domnul Marius Tucă, la un anumit moment dat, deci a fost asociat numele Vântul cu scandalul FMI-ului. Constituise în Banca de Investiții și Dezvoltare. Am apelat la domnul Nicolae Văcăroiu să mă ajute să fac o bancă de investiții în România. Un investment banking. De ce? Nu pentru că era un politic, pentru că la vremea aceea domnul Nicolae Văcăroiu era în opoziție și era departe de a avea vreo forță politică în România. Când am decis să înființez BIDU, PDSR-ul nu stătea în sondaje așa cum a ajuns în Parlament.
Deci foarte puțin pronosticau victoria cumplită pe care a avut-o PSD-ul în România. Cumplită și nedorită, domnilor, pe care a avut-o PSD-ul în România. Deci nu l-am rugat pe domnul Văcăroiu să mă ajute să fac această bancă pentru că era vreun mare mahăr politic, ci pentru că este unul dintre oamenii care cunosc economia românească la nivel de secție și atelier de la Satul Mare sau Sighetul Marmației. Am înțeles. Mă lăsa să termin. Vă rog. Practic ăsta a fost clou de la care s-a declanșat scandalul. Era simplu să spui Sorin Vântu, hoț la FNI, Sorin Vântu l-a angajat pe Văcăroiu, Văcăroiu este pedeserist, deci banii de la FNI sunt la PDSR. Ăsta a fost montajul politic de anul trecut, domnii mei. Ce s-a întâmplat anul acesta? Evident, PSD-ul s-a trezit cu un cartof fierbinte în mână. Avea de ales între a accepta ideea că Sorin Vântu nu este vinovat, așa cum au demonstrat-o anchetele făcute de cei care m-au atacat anul trecut. Nu uitați, la toate dosarele penale care s-au dus anul trecut, acum în anul 2000, pardon, anul trecut, cei care m-au atacat au fost obligați, ne găsim niciun fapt penal, să dea neînceperea urmăririi penale. Nu uitați că e foarte important acest lucru. Deci PDSR-ul s-a văzut în situația în care, dacă ar fi confirmat acele neînceperea urmăririi penale, s-ar fi cunoscut vinovat că e corupt de Vântu. O aberație totală. Dacă mă atacă, ceea ce se și întâmplă din nefericire, cu anumit membri ai acestui partid, dacă mă atacă, intră într-o gravă problemă. Atacându-mă și demonstrând, încercând să forțeze nota, am înțeles că s-au și încercat să construiască niște probe la adresa mea, nu s-a reușit. Din fericire, în România, instituțiile fundamentale funcționează. Poliția funcționează corect, procuratura funcționează corect, cu toate scandalurile de presă care sunt, din fericire, la scandalul de presă și la lașitatea anumitei părți a clasei politice, aș avea mari probleme. Probleme reale, de fond, nu mai probleme de imagine. Deci PSD-ul este acum, PSD-ul este în situația în care recunoaște că sunt nevinovat, cum au fost obligați și cei de mine să recunoască că sunt nevinovat. Și atunci de sale presa în cap, sau mă acuză și atunci se autoacuză, dând satisfacție unor forțe ostile, nu numai mie, domnule Tucă. Aceste forțe nu sunt ostile numai mie, domnilor. Vă sunt ostile și dumneavoastră. Domnule Vântu, v-ați îndepărtat de întrebarea mea. Și eu o să vă mai adresez de câteva ori în această întrebare, în această seară. Există oameni politici, autorități ale statului, miliardari de cartoni, ziariști în spatele acestei campanii de care vorbiți dumneavoastră? Există de toate, dar le vom dezvolta. Și care sunt interesele lor, spuneți-mi, să vă facă pe dumneavoastră un asasin? Nu, să confesc de simbolul corupției în România. Spuneți-mi, se vorbește foarte mult că ați cumpărat ziariști și nu orice fel de ziariști și foarte mulți ziariști. Ați cumpărat sau nu ziariști? Și cine sunt? Nu am cumpărat niciodată. A, mă iertați. Am cumpărat ziariști la Curentul, la Monitoare, la ziarele mele. Și nu am cumpărat, am angajat. Și n-ați cumpărat ziariști de la alte publicații, de la posturi de radio, de televiziune? Nu. În schimb, există atât de multă corupție în presa română. Sunt atât de... De unde știți că există corupție în presa română? Cum de unde știu, domnule? Păi toate reportoate... Domnule Marius Tucă. Domnule Vântu. Ați văzut dumneavoastră când a început? Știu că e afirmație gravă și că o să-mi sară presa în cap și că o să mă spui și în continuare. Ok. Asta e, de acum până în jumătate m-am cam obișnuit. Deci, când a început scandalul, celebrul scandal al divorțului, de acum câteva luni de zile. Asta a văzut în câte ziare erau inserate informații false. Aceste informații false, nu să credeți că au fost inserate din naivitatea celor care le inserau acolo? E foarte dovedite, din false. Deci dumneavoastră spuneți că într-o emisiune viitoare veți dezvălui toate aceste nume, toate aceste personaje, personalități care se află în spatele campaniei și ne veți spune de ce și pentru ce. Da, ce se întâmplă? Sunt foarte multe plângeri penale pe care am de gând să le inițiez săptămâna aceasta. Toate aceste probe vor fi întâi puse la dispoziția organelor de anchetă. După ce organele de anchetă vor lua cunoștință de aceste probe, după aceea le voi face publice.
Sper că tot la această emisiune. Puteți fi convins, domnul Tucă. Bun, sună foarte mulți telespectatori la Antena 1 care nu cred că emisiunea din această seară este în direct. Asta e, trăim psihoza sau trăim cumva istoria care s-a întâmplat încă de atunci de când a câștigat libertatea, din seara zilei de 22 decembrie sau 24, atunci când se tot vorbea de caseta cu înregistrată, cu asasinarea lui Ceaușescu. Deci ce, mă simt nevoit, cu toate că nu face deloc plăcere, să arăt ziarele de mâine. Dacă puteți arăta aici ziarul Ziua, dacă arăt Jurnal Național, marți 8 ianuarie 2002. Tipărit în două ediții, pe prima pagină, români la mâna a doua. Interdicția impusă de vame și greci, mă rog, tot scandalul cu pricina. Alt ziar, ziarul Curentul. Pentru că tot e în război domnul Vântu cu ziarul Curentul. O mică rectificare, domnul Tucă, nu eu sunt în război cu ziarul Curentul. Noi sunteți, nu aveți încotro. Șeful guvernului, puteți să arătați aici puțin? Numărul, așa, numărul 5, marți 8 ianuarie. 2002, șeful guvernului dă semnalul politic către Ministerul de Interne, ofensiva anti-Vântu. Practic sunt ziarele de mâine. Sorin Vântu, erou la TV, victimă la IGP. În această dimineață, Sorin Ovidiu Vântu ar fi trebuit să se prezinte la Inspectoratul General al Poliției. Bun, cred că cu acest mod am demonstrat că emisiunea este în direct. Haideți să vă arăt și Jurnalul Național. Deci tot de mâine, marți 8 ianuarie 2002. Nu face deloc plăcere că fac acest lucru și probabil că cei care sună la Antena 1 și se îndoie de asta nu mă cunosc absolut deloc. Dar asta e. Jurnalul Național, premierul a cerut o cerere pe care premierul României, domnul Adrian Năstase, a făcut-o astăzi, a cerut internelor dosarul Vântu Iacob. Năstase spune că scandalul SOV aduce prejudicii României pe plan intern și extern. Așadar, domnule Vântu, înainte de a vă întreba, a vă pune alte câteva întrebări legate de Astra și de Banca Română de Scont, când veți face aceste, când veți depune organelor abilitate aceste probe de corupție și de, mă rog, probe care arată că unele persoane politice din presă și așa mai departe au încălcat legea, care sunt să fac pasibile de... Nu, mai puțin, vă rog. Nu mă refer la persoane politice corupte. Eu nu mă refer la asta. Mă refer la persoane care... M-ați întrebat ce persoane sunt în spatele... Autorități? Poftiți? Sunt autorități ale statului? Nu, m-ați întrebat ce persoane sunt în spatele acestor lucruri. Ce sunt? Din ce domeniu? Din domeniul financiar, miliardar de carton, ziariști? De unde provin aceste? Puteți să ne spuneți asta? Din mai multe domenii, dar nu am făcut referire la politicieni. Bun. Funcționari? Și funcționari. Am înțeles. Haideți să ne oprim puțin pentru publicitate și după aceea continuăm emisiunea noastră. Dă hainelor tale adierea Orientului și prospețimea florilor de trandafir. Din țara soarelui răsare a răsărit un nou parfum de la Lenor. Lenor Oriental Blossom. Ce faci? Ai probleme? Vreau să-mi mulțumesc nevasta. Cumpărăi sarcare laxa. Ați făcut o alegere bună. Faci economii?
Simplu! Zboară la McDonald's! Un McPuișor este acum numai 15.000 de lei. Atenție! A apărut Rex Universal cu noul parfum floral. Cu Rex, rufele sunt strălucitor de curate și sunt atât de parfumate. Ce parfumate! Noul Rex Universal. Modul istex de a spăla. Change next. Alexandrion. Pantene are pentru tine noua colecție Extra Volume. Acum poți avea cu până la 80% mai mult volum. Cu noua colecție Violet, Pantene Extra Volume. Pantene Pro V, pentru părul sănătos pe care îl iubești. Continuă ediția specială din această seară. Domnule Sorin Vântu, așadar, încă o dată pentru telespectatori, în zile următoare, am înțeles, în această săptămână veți depune toate acele dovezi la autoritățile statului, la organele abilitate, care, acele dovezi care să arate că sunt vinovați mai multe vinovate mai multe personaje, personalității pentru acte care au încălcat legea. Și că într-o emisiune viitoare veți face public la Antena 1 aceste nume. Corect. Un alt scandal legat de numele dumneavoastră este scandalul casei de asigurări Astra. E adevărat că au ajuns 8 milioane de dolari ale Astrei, au ajuns la Banca Română de Scont și după aceea în conturile dumneavoastră? Domnul Tucă, în primul rând să clarificăm un lucru. Banii când intră într-o bancă devin fungibili. Nu mai sunt al lui Marius Tucă, nu mai sunt al lui Sorin Vântu, ai Astra, sunt banii băncii. Deci ca cineva să spună că banii Astrei au ajuns la mine, este ori răuvoitor, ori prost. Dumneavoastră îmi decideți. Sau nu știe meserie, e necunoscător în probleme bancare. Există și această posibilitate. Mai departe, cei 8 milioane de dolari care au ajuns la Banca Română de Scont nu au nicio legătură cu Sorin Ovidiu Vântu. Ei au fost un colateral pentru un credit făcut de o firmă care nu are nicio legătură cu firmele mele sau cu mine. Da, au dispărut acești bani. Vă rog? Cele 8 milioane de dolari au dispărut. Habar n-am, dumneavoastră îmi spuneți pentru prima dată lucrul ăsta. Nu. Acuzațiile care vi se aduc sunt exact acestea. Că acești bani au ajuns de la banca, de la Casa de Asigurări Astra, Banca Română de Scont și după aceea nu, în conturile dumneavoastră. Domnul Marius Tucă, acești bani au fost colateral pentru un credit făcut de o companie din Hunedoara sau Deva. Companie care nu are nicio legătură cu mine. Nu, deci susțineți că niciun ban din cele 8 milioane de dolari n-au ajuns în conturile dumneavoastră. Dar evident că niciun... Nu mai puțin, vă rog. Puteau fi tranzitate prin conturile mele și au fost, de-aia am și făcut plângere penală, prin conturile mele au fost tranzitate sume ale băncii. Dar banii când intră într-o bancă își pierd... Ale Băncii Române de Scont. Corect. Banii când intră într-o bancă își pierd personalizare. Nu mai sunt banii dumneavoastră. Deci acuzația, au... la urmă, poate să nu fie gratuită. Bă, e foarte gratuită în ceea ce nu, în sensul că acești bani, pe dumneavoastră a spus că vi s-au umblat în conturi. Domnule, banii Băncii Române de Scont, din banii Băncii Române de Scont, s-au rulat prin conturile mele fără aprobarea mea. Exact. Și acești bani
din conturile băncii române de cont ar putea proveni și de la asta. Ei pot proveni de la toți cei care aveau bani acolo. Am spus că au tranzitat conturile mele, nu că au rămas în conturile mele. Și ați făcut plângere în legătură și cu acest lucru? În legătură cu acest lucru am făcut plângere. Cu Banca Română de Scont. Evident. Spuneți-mi, vă rog, o altă întrebare legată de FNI. Vă explicați faptul că foarte mulți dintre cei care și-au retras banii de la FNI înainte de prăbușire erau oameni din anturajul dumneavoastră. Pentru simplu motiv că cei mai mari deponenți de la acest fond erau oameni din anturajul meu care aveau încredere în acest fond. Erau companii ale grupului meu care au investit bani în acest fond. Era normal ca acești oameni, aceste companii, să își retragă, să cumpere, să răscumpere unități de fond de la Fondul Național de Investiții. Dar ce rugăminte am? În timpurile acelea distinse, domnule, zilnic erau 4-5 mii de oameni care investeau și 4-5 mii de oameni care răscumpărau. Persoane fizice sau companii. Dintre aceste persoane fizice și companii se numărau și persoane fizice și companii din cadrul grupului Gerson. Este absolut jenant faptul că dumneavoastră ca gazetar nu v-ați dat seama că s-a focalizat absolut totul numai pe Vântu, numai pe Gerson. Nu, dar sunt foarte mulți oameni din anturajul noastră care și-au retras banii. Domnul, dacă îmi permiteți. Sunt jenat, dar n-am ce face. Sunt convins, domnul Tugă. Haideți să ne întregem. Din anturajul meu, dacă au fost 10-15 oameni, din 4-5 mii pe zi care răscumpărau banii acolo. Adevărat, dar sumele retrase de acei oameni erau foarte mari. Dar și sumele depuse de acei oameni erau foarte mari, desinse, domnul. Au depus. N-au mai depus. Când au retras, n-au mai apucat să depună înainte de prăbușirea fondului. Cine mai era nebun să depună? Nu vă înțeleg. Au retras și n-au mai depus. Păi, au depus inițial, după care au retras. Au luat de foarte multe ori cu suma înmulțită. Păi, așa sunt regulile jocului, ce vreți? Nu, că s-a întâmplat înainte, singura întrebare era de ce înainte de prăbușirea jocului. Distinse, domn, dacă îmi permiteți, dacă eu aș fi în America și aș fi un investitor important la Mary Lynch, să spunem, la fondul de investiții al lui Mary Lynch, și mi-aș retrage banii și mâine se prăbușește Mary Lynch, credeți că m-ar întreba cineva de ce mi-am retras banii de acolo? De ce ați vândut participația de la Sovinvest la prețul de 691 de milioane? Deci nici un miliard de lei, în condițiile în care Sovinvest era o afacere care aducea sute de miliarde de lei pe an. Când aducea? 97? Vă rog, nu vă mutu, 97 aducea sute de aducea miliarde. Aducea sau nu aducea? Nici pomeni nu aducea ceva. La vremea aceea v-am zis că am avut două opțiuni. Să lichidez fondul, să-l închid sau să-l vând. Uh-huh. 100 de lei dacă luam, îl vindeam. Era mai convenabil decât să lichidezi și nu mai câștigi niciun bani. Dumneavoastră spuneți într-un interviu aici, din Ziarul Național, am pierdut anul trecut în timpul războiului declanșat de forțe ostile. De tot ce o stile mie, 45 de milioane de dolari. Absolut corect. Erau banii dumneavoastră acești banii companiilor. 45 de milioane de dolari? Da, banii companiilor. Păi banii și cât v-a mai rămas dacă ați pierdut 45 de milioane și ați putut continua activitatea? Puțin, domnul, că puțin. Cât să fie, domnule Vântu? Habar. Așa. Habar. Spuneți-mi, cine a intermediat afacerea FNI CEC? Pentru că toată lumea știe, am spus-o în nenumărate emisiuni, foarte mulți dintre cei care au devenit depunători la Fondul Național de Investiții au mers pe încredere că alături în această afacere este CEC-ul, o instituție solidă, o instituție a statului, care n-a avut nicio problemă până în momentul asocierii cu Fondul Național de Investiții. S-a făcut cercetări de și s-a văzut că doamna Ioana Maria Vlas este persoana care a vândut de la FNI la CEC. Deci n-ați avut nicio legătură dumneavoastră cu această intermediere, cu această asociere între Fondul Național de Investiții și CEC? Bun, dacă aș fi fost un intermediar, v-aș fi spus-o, era meseria mea la o adică. Dar nu am fost un intermediar la acestei vânzări. Nu era vorba de o vânzare, era vorba de o asociere pe lângă... Era vorba de o vânzare, a vândut un pachet de 20% cecului. Una este că a existat vânzarea și alta este că numele cecului a fost pus alături de Fondul Național de Investiții. Pe ce legătură am eu cu asta? Păi nu, vă întreb dacă aveți vreo legătură. Evident că nu. Pot să vă întreb dacă aveți vreo legătură? Puteți, evident. Deci n-aveți nicio legătură, susțineți, cu nici asocierea între FNI și CEC? Nicio legătură. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, ați cunoscut-o pe Ioana Maria Vlas? Evident, a lucrat pentru mine. De ce a fugit din țară Ioana Maria Vlas? Nu atât de ce credeți. Nu știu, pentru că dacă aș fi știut, nu v-aș mai fi adresat această întrebare. Evident că de frică. Dar vă întreb pe dumneavoastră... Evident că de frică, domnul Tuca. De frică? Da, evident. Pentru că s-a ajuns la prăbușirea Fondului Național de Investiții. Și pentru că urmau să traseze responsabilitățile. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, domnul Nicolae Popa, ziceați mai devreme, n-a plecat nicăieri, se află în continuare în țară.
Nu, n-a spus că n-a plecat nicăieri, că n-a fugit nicăieri. Domnul Nicolae Popa s-a stabilit în Suedia. A fost o perioadă în Bali, după aceea s-a stabilit în Suedia. Cu câți bani a plecat domnul Popa? L-ați întrebat? V-a dat vreun telefon să vă spună cât a luat cu el? Suntem buni prieteni și astăzi. Și are un mic business, un mic restaurant. Câți bani a luat în Suedia? Vă rog? Câți bani a, știți câți bani a luat în Suedia, cât a retras? La intimități de genul acesta, mi-era. Am înțeles. Știu că are un restaurant în Suedia, care merge bine. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, mă revin la această pierdere a dumneavoastră, 45 de milioane de dolari. Cât v-a mai rămas, domnule Vântu? Nu puteți să ne spuneți? Foarte, încă atâta sau foarte puțin? Este ce să vă spun că acum, cu ocazia prăbușirii BRS, dacă se prăbușește, sper să nu se prăbușească, dacă se prăbușește BRS, eu mai pierd 9 milioane de dolari la BRS. Bidu, are vreo legătură cu BRS? În cazul în care Banca Română de Scont va cădea, așa cum spuneați dumneavoastră, Bidu poate fi afectată în un fel sau altul? Da, va pierde 85 de miliarde bani pe care îi are pe depozite interbancare la BRF. Cât? 85 de miliarde de lei. Am înțeles. Deci numai că va fi afectată. Nu, decisiv, bineînțeles, dar va fi afectată. Tot într-un interviu îi spuneți, nu sunt un SRL, nu sunt cu răspundere limitată, sunt cu răspundere nelimitată. România îmi dă posibilitatea la ora actuală să pot lucra atât pe piețele interbancare cât și pe piețele de capital. Dând ordine, evident, unor companii care sunt abilitate să opereze. Deci am conturi bancare, dau ordin în bănci pentru a mi se efectua anumite tranzacții de arbitraj. Dau ordin companiei de brokerare, sunt clientul gelțului, dau ordin gelțului ca să-mi cumpere, ce să-mi cumpere și ce să vândă, deci mi-am administrez singur portofoliu. Ce înseamnă această administrare și ordinele pe care le dați am băncilor? Am un cont în BCR, să spunem. Am acolo un ofițer de cont, care se ocupă de contul meu. Eu, așa este formularea, da ordin ofițerului de cont, cumpărăm, vindem, ca și la o firmă de brokeraj. Cumpărăm, vindem. Dumneavoastră mai sunteți acționar în vreo mare firmă acum? Pentru că gestorul l-ați vândut avocatului dumneavoastră. Prietenului meu. Domnule. Prietenului și avocatului dumneavoastră. Da. Mai sunteți acționar mare într-o societate? La ora actuală mai sunt în BID. Sunt acționar. Cât aveți la sută la banca de investiții? 90%, dacă nu mă înșel, dar am de gând să-mi vând participarea la BID. Cui? Voi căuta investitori. Se vorbea că această participare o să fie cumpărată de SIF-uri. E adevărat? A fost o idee la un moment. Mai vor să cumpere SIF-urile? După scandalul care s-a declanșat, sub nicio formă. Ați devenit acționar la SIF-uri cu 30%, o treime din averea SIF-urilor? E o întrebare la care nu vreau să vă răspuns. Da, o să răspundeți la un moment dat. Nu văd de ce ar fi nevoie. Vă întreb pentru că sunt informații care au apărut în presă. Despre participările mele minoritare, evident, la diverse companii, nu discut aici. Am înțeles. Deci dumneavoastră, în afară de BID, unde sunteți, banca la care sunteți acționar cu 90%, nu mai aveți... Am pachete minoritare în diverse companii. Da. Pentru ultima dată în această seară publicitate, după care ne întoarcem la, pentru finalul emisiunii. Legea privatizării a fost modificată. Și ai știri pe telefonul mobil și multe altele. Și ai și 500 de kilobytes pe lună, inclus în abonament pentru primele 3 luni. Zap Mobile. Expect more. Smerido, cea mai bună cafea de zi cu zi de la Jacobs. Acum și în variantă solubilă.
What are we going to change next? La ultima parte a emisiunii noastre, invitatul în această seară la o ediție specială a emisiunii Marius Tocășov, domnul Sorin Ovidiu Vântu. Cât aveți ceasul, domnule Vântu? Nu port ceasul. Nu port ceasul. Mai spun o dată pentru telespectatorii care, sper să nu fie foarte mulți, cred că emisiunea este înregistrată, spun pentru a 10-a oră că emisiunea are loc în direct, dar nu în studioul Antene 1, este ora 23:13. Vă mai întreb încă o dată, apropo de asasinatul despre care se vorbește. Ați angajat vreodată pe cineva pentru a asasina personaje care sunt dușmanii noastre? Domnul Maristu, că nu sunt un mafiot. Dacă aș fi fost un mafiot, domnul Petre Mihai Băcanu, cât ar mai fi trăit? După un an, ar fi trăit un an și jumătate de presă română să înjure zi de zi, pe prima pagină în România Liberă, fapt unic în istoria presei mondiale. Dacă aș fi fost un mafiot, domnul Iacob și-ar mai fi permis să facă ce a făcut? Ce a făcut domnul Iacob? Dacă aș fi fost un mafiot, domnul Andronic și-ar fi permis să facă ce a făcut? Și atâtea și atâtea ori, domnule Tucă. Ce a făcut Iacob Andronic și... În momentul în care dumneavoastră ați discutat cu un mafiot, nu m-ați mai fi întrebat de existența unei casete. Apropo, și câți ani are băiatul care se spune că l-am angajat să angajeze asasin? La vremea aceea avea 23 de ani. Când domnul Cătălin Harnagea, șeful spionajului românesc, avea informații, spune dumnealui, anul trecut, că am încercat să-l asasinez, acum 2 ani, că am încercat să-l asasinez, domnule, conducea Serviciul Român de Informații Externe. Scuzați expresia proastă, m-aș fi făcut pilaf la vremea aceea, pentru că avea toate pânghile în mână, dacă eu aș fi alt. Dacă aș știu de atunci, de ce nu luam măsuri de atunci? Și a ieșit după un an de zile. Tânărul respectiv avea la vremea aceea 23 de ani. Domnul Ducă, dumneavoastră ați angaja un băiat de 23 de ani să-l trimite să angajeze asasin? Trăim în lume crepusculară, incredibil, cum este... Am vrut să nu apar la emisiunea noastră, domnule Tucă, pentru următorul... Îmi este jenă că trebuie să răspund la un asemenea gen de acuzații. Îmi este jenă că în România secolului 21 se mai poate crede că barza aduce copii. Premierul Adrian Năstase a declarat astăzi că a solicitat Ministerului de Interne, astăzi luni, după de înregistrarea emisiunii, a solicitat Ministerul de Interne evaluarea scandalului Sorin Ovidiu Vântu. Sunteți de acord ca organele abilitate să-și facă acest lucru, apropo de declarație? Sunt perfect de acord ca organele abilitate din România să-și facă datoria. Dar nu sunt absolut deloc de acord că premierul Adrian Năstase a solicitat acest lucru. Clasa politică are altă treabă, nu se ocupe de Sorin Ovidiu Vântu. Nu, este șeful executivului. Vă rog? Domnul Adrian Năstase e șeful executivului. Și președintele Partidului Social Democrat. Păi da, dar declarația pe care a făcut-o, a făcut-o în calitatea sa de premier. Cu ce subalternii domniei sale nu-și fac datoria fără ca domnia sa să-i îndemne la lucru? S-a întâmplat de multe ori ca să nu-și facă întotdeauna. Nu numai acum, ci și... Cu toată lipsa mea de simpatie sau lipsa de simpatie reciprocă între mine și PSD, sunt și miniștri foarte buni în cabinetul actual. S-a trimis și fac treaba. Mă rog. Nu, da. Până la urmă trebuie să... Dacă în tot acest timp, de când s-a izbucnit scandalul, n-au avut loc audieri, n-au avut nimic, mi se pare firesc? Domnul premier al României s-a băgat și în operațiunile mele cu sifuri, de ce? Nu știu. De unde știți că s-a băgat în operațiune? Păi da, m-a făcut scandal la vremea aceea cu sifurile vor să preia Bidu. Care e problema? Sunt entități private, la fel ca și Bidu, entitate privată. Domnul Marius Tucă. Vă rog, domnul Vântu. Ar fi super ca în România. Politica, oamenii politici să facă politică, poliția să facă poliție, ziariștii să facă presă. Eu să-mi văd de treburile mele. Hai să stratificăm puțin societatea românească. Fiecare condiția să facă totul ce să fie în, totul să fie legal, domnule Vântu. Dacă mi-aș da cu părerea în meseria dumneavoastră, dacă, cum adică totul să fie evident că discutăm în cadrul legii. Absolut. Discutăm în cadrul astfel legii. Încât toți cei care domnul pe care amintați să-și respecte legea. În 11 ani de activitate, într-o societate capitalistă, mă refer România, n-am încălcat decât o singură lege. Legea de circulație. Mi-au luat permisul, mi-au pus amenzi. Sunt singurele legi pe care le-am încălcat eu în România. Atât. Mă grăbesc câteodată. Colo, colo, colo. Nu sunt atent. Și deranjez polițiștii de stradă. Mă sancționează. Alte legi nu am încălcat în această țară. Și nici nu am de gând să calc. Alte legi în această țară. Și încă o dată. Voi rămâne în această țară. Fie că sunt foarte mulți doar că nu le place acest lucru.
Când veți, e ultima întrebare, domnule Vântu, când veți depune acele dovezi de care amintați? În cursul acestei săptămâni, domnul Maristu, că le structurez, le aranjez și le voi preda organului. Și trebuie să promiteți telespectatorilor Antenei 1 că în momentul în care veți face acest lucru, veți depune aceste dosare, aceste dovezi, veți participa la o emisiune și veți face publice aceste dovezi. Aveți cuvântul meu, domnule. Bun, mulțumesc. Ediția specială a emisiunii noastre se încheie aici, o ediție specială la care a fost invitat în premieră la televiziune domnul Sorin Ovidiu Vântu, așa cum anunțam și în promo, cel mai mediatizat personaj al anului trecut și se pare și cel mai mediatizat personaj cel puțin al acestui început de an. Așa cum spuneam și puțin mai devreme, premierul Adrian Năstase, o să găsiți aceste informații și în presa de mâine, ați văzut și la știrile din această seară de la la televiziune, la Observator și la celelalte televiziuni, a declarat premierul Adrian Năstase, a solicitat Ministerul de Interne o evaluare a scandalului Sorin Ovidiu Vântu, arătând că ceea ce se întâmplă în acest caz creează o mare problemă la nivel intern și extern și este nevoie ca instituțiile statului să se implice. Am înțeles că acest lucru se va întâmpla. De asemenea, domnul Sorin Ovidiu Vântu se va prezenta mâine la Direcția Cercetări Penale într-o plângere penală, spunea dumneavoastră, pe care a făcut-o cu ceva timp în vreme, cu ceva timp în urmă. La fel, în această săptămână, domnul Sorin Ovidiu Vântu va depune acele dovezi care incriminează mai multe capete din România și în ziua în care va face acest lucru va fi prezent la o emisiune noastră la Antena 1. Vă mulțumesc mult pentru că ați urmărit emisiunea și vă doresc încă o dată la mulți ani și vă spun ca de obicei, îi mulțumesc și domnului Vântu pentru participare și vă spun ca de obicei, țineți aproape.